Și încă o dată te întreb, tu nu te temi? Eu am spus că numai prostul nu se teme, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să mergem înainte. Important este să fie o mișcare întreagă. Toți să se implice, nu să aștepte că cineva va veni și va salva țara. Nu există. Toți trebuie să ne implicăm, să citim, să ne documentăm, să cerem și așa mai departe. Pentru asta și-am mers la IPRE, asta am discutat azi în cadrul training-ului care l-am avut și asta vom încerca să implementăm aici în Republica Moldova. Să aducem o altă viziune și să învățăm pe cetățeni să fie activi, zicem așa. Și este și un proverb. Nu trebuie să-i dai pâine cercetătorul, trebuie să-l înveți să câștige. Asta. Eu îți mulțumesc că tu ne înveți să câștigăm și să ne cunoaștem drepturile.